cum fac să opresc căderea părului? De la ce o fi? Ne punem tot felul de întrebări când vedem că părul cade din ce în ce mai mult. De asemenea, încercăm tot felul de tratamente. Câte dintre acestea sunt bune și care ar trebui să fie înțelegerea noastră asupra căderii părului? Aceste întrebări primesc astăzi răspuns din partea specialistului. Domnul doctor Virgiliu Stroiescu este alături de noi prin Skype. Bună dimineața, domnule doctor! Vă mulțumim că ați ales și că ați răspuns pozitiv întrebării noastre de a aborda acest subiect. Mă bucur mult că ne reîntâlnim și sperăm să avem o discuție foarte plăcută. Domnule doctor, în primul rând, întrebarea care nu presupune acum un răspuns teologic, așa cum l-am încercat eu, ci unul medical: de ce cade părul? Interesant cuvântul a cădea. Deci părul stă legat de noi, da? La o anumită perioadă ne părăsește. Trebuie să înțelegem mai puțin anatomia și fiziologia firului de păr. Interesant că omul n-are pene sau n-are solz ca pește. Și Dumnezeu, în inteligența sa, a făcut pe om ca fiecare fir de păr să aibă viața lui, să aibă individualitatea lui, să aibă problemele lui. Știți cam câte fire de păr avem noi? Cineva a spus, domnule doctor, că a numărat și că am avea cam 100 de mii de fire de păr. Nu știu dacă o fi adevărat. Dacă se spune așa, că 100 de mii de păr, de fire de păr pe cap de locuitor. Deci cam atât ar fi la fiecare. Însă se pare că în interior e cam 1 milion. Wow. Dar restul se ascund, pentru că fac o surpriză. Gândiți-vă că un om trăiește 50, 60, 80, 90, 100 și ceva de ani, nu? Și atunci evident că trebuie să le rezerve. Dar câte se văd aproximativ, sunt cum v-am spus, aproximativ 100 și ceva de mii de fir de păr. E bine, fiecare fir de păr este învelit cu un fel de cuticulă, ca un fel de mănușă, care are peste 6, 7, 8 straturi. Și ăsta ne ferește de aciz, de alcalin, de raze, de praf, de oxiz, de precipitații, de vapori. E foarte, foarte rezistent. Și are o cuticulă, adică exact cum e o mănușă pentru mână, așa se îmbracă această cuticulă, firul de păr. Și aici e secretul la mănușa asta, cât de mult protejează rădăcina? Se întâmplă, da. Dacă mănușa asta se strică, se rupe, pierde firul. Nu? Că dacă au o mănușă curată, mâna e perfect, dacă se rupe mănușa. Da. Și ea este făcută, interesant, ca ea dă și forma, ea dă și rezistența firului de păr. Fiecare fir de păr are un nerv, are mușchi și are și capilare. Ei sunt hrăniți permanent, așa ca niște bebeluși. Mi-e foame, stai să că vă dau eu tot timpul. Nervul, când are un nerv și un mușchi, când mușchiul se întărește, spune că se face pielea ca de găină. Sau și că se ridică părul în sus. Eu am simțit mai devreme. Pentru că în senzații foarte tare, atunci se face... El are pe de o parte o papilă în care stă și din care iese și de asemenea are, că aici o să descriu mai multe amănunte, și are niște glande sebacee, sunt glande de grăsime, care fac ca părul să fie lucios, să fie hrănit, să nu intre apă în el. O paranteză îmi permiteți, domnule doctor. Există teoria conform căreia cu cât te speli mai des pe cap, cu atât e mai rău, că ar trebui părul să aibă sebumul ăla ca să-l protejeze. Este adevărat? Auziți, o să vă dați răspuns după ce discutăm câte feluri de păr avem. Bun. Așa. Aproximativ spuneam că părul crește cam 1,5 centimetri pe lună. Deci, la bărbați sau la femei? Că parcă la femei nu prea crește. Nu, tu crești. Deci 1,5 cm pe lună. Și deci în 10 ani poate să crească foarte mult. El trăiește 3, 5 până la 7 ani. Înainte de cădere, cu 2 luni înainte, părul începe să fie mobil, nu mai stă bine. Așa cum e becul care stă în ștechi, el începe să fie mobil și atunci se părăsește.
Nenorocirea e când apare, când apare mătreața, pentru că aici sunt 10 ciuperci și între fiecare fir de mătreață sunt peste 500 sau 1000 de celule care s-au distrus. Spuneam că sunt mai multe feluri de păr și acum începe frumusețea. E un păr normal la majoritatea oamenilor. Pentru ei se recomandă cam la 7-10 zile să spele. Nu chiar în fiecare zi, mai ales cu săpun. 7-10 zile, adică să-l spele o dată pe săpun. Doamnele au făcut ochii foarte mari, să știți, domnule doctor. Una este clătitul. Și alta este că te dai cu săpun bine așa, să faci clăbuc, să freci bine, pentru că... Deci spălat doar cu apă recomandați în fiecare zi. Când faci duș, nu-i bine să dai și cu săpun și mai ales să dai foarte mult. Deci se recomandă ca părul se spele bine la 5. Este ciudat, dar așa se recomandă. Și la 5, eu așa am găsit scris, înțelegeți? Eu nu zic asta de la mine. Asta pentru părul normal, da? Păi da, sunt în cazul în care părul este gras... Da. Evident că trebuie să se spale mult mai rău, pentru că grăsimea respectivă acoperă porii care există în organismul nostru, în pielea noastră, și atunci nu mai respiră bine părul. Și atunci e pericol ca să cadă părul. Deci avem păr normal. Avem un păr mai rar, mai subțire, mai pufos, înțelegeți? Care nu trebuie să, când ajunge mare, să nu depășească, mai ales la doamne, umerii. Pentru că după aceea se degradează. Este un păr gros, gras, adică un păr unsuros, care trebuie mult mai des spălat. Și dacă e și cu mătreață, e foarte rău. Este un păr după aceea uscat, închis în general la cei care sunt roșcați și care se modelează mai greu. Și la fel și aici recomandare e ca să fie la 7-14 zile. Domnule doctor, să știți că timpul trece foarte repede și avem o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că timpul trece foarte repede și vrem să știm, acum vorbind despre căderea părului, dacă există o diferență între bărbați și femei, dacă bărbaților le cade părul mult mai repede decât femeilor și de ce? Să termin în tiplat. Deci un păr uscat, un păr deteriorat, aspru, care e distrus, un păr creț, ondulat, ăsta are multe fibre în interiorul lui și nu prea te joci cu el, că el are sistemul lui de a fi. Un păr ciufulit sau zbârlit, care are multe vârtejuri. Ați văzut câte unii au vârtejuri, te uiți în capul lui, nici nu știi. Și un păr cu timpul îmbătrânit. E bine, există hormonul estrogen, hormonul doamnelor, care întreține părul. De aceea foarte rar o doamnă are chelie, pentru că are estrogen. După menopauză mai scade firul de păr, pentru că scade estrogenul. Testosteronul e un fir care crește glandele sebacee atât de mult încât omoară firele de păr. Și mai ales că este genetic, indiferent ca ce faci, dacă din familie ai chelie, cum ar fi ca să o preîntâmpini, este să faci un masaj foarte blând, dar foarte ferm, ca să storci puțin glandele acestea sebacee, să iasă acel sebum, adică acea substanță care există în firul de păr și care face să fie mai greu de înlăturat. Domnul doctor, stați un picuț. Nu avem ce să facem împotriva căderii părului? Adică dacă sunt genetic structurat să am chelie, așa se va întâmpla, pentru că, uitați, am aici un mesaj care spune că un cumnat ce nu avea deloc păr, spune ascultătoarea noastră, a dat comandă un șampon din străinătate și l-a ajutat, acum are păr. Deci problema este așa, că având mai multă grăsime decât trebuie, da, glande sebacee, din cauza testosteronului, dihidrotestosteronul care crește aceste celule, atunci părul nu mai este bine hrănit. Am înțeles. Dacă însă noi facem un masaj și mai stoarcem din când în când glandele respective sau mai luăm niște medicamente, se întâmplă mai greu, dar totuși persoana respectivă nu are 50-60 de ani. Probabil că pentru da, că, e tânără. Păi aici e treaba. Adică ăsta, geneticul spune cuvântul. Nu, observați, întâi se face fruntea mai lată și apoi ajunge fruntea până în partea cealaltă. Și în cazul, pentru că sunt factori genetici, sunt boli, în stres, în medicamente, anticoncepționale, apa sărată, tot fel de șamponuri, tristețea, stroul, când un om e foarte
tristă, se poate întâmpla să albească deodată. Știi ce este părul alb? Asta e. Ce e părul alb? Chiar ne întreabă o ascultătoare. Părul alb este un păr a care în interiorul lui nu mai are pigment. De ce se întâmplă asta? Și interesant, un om cu părul alb când se spală, deodată părul apare să aibă o anumită culoare pentru că intră apa în interiorul respectiv. Dacă pleci, și cu timpul apa dispare și omul iar apare, are părul alb respectiv. Putem lupta, scurt vă întreb, putem lupta cu părul alb? La unele persoane apare din tinerețe, la 20 ceva, 30 de ani. 20 și ceva, da, că la 30 de ani poate fi normal. Dacă un tub e gol, cum să lupți contra lui? N-ai ce face, ok, bun. Dacă este gol, acum sunt unii cu părul alb, dar foarte, foarte rezistent. Alții din contă, depinde o cum să prevenim, la asta mă gândeam. Da, adică de, exemplu, da, de exemplu, și eu am avut o problemă, un stres foarte puternic odată, da, așa, bun de tot, o 3 luni de zile, și când m-a sculat, partea dreaptă a capului era mai alb părul decât în partea lantă. Deci stresul adică spune foarte mult la capitolul, da, căderea, exact, părului sau albirea părului. Da, se face, se întâmplă, când părul să fie bine hrănit, trebuie să aibă vase de sânge. Dacă nu este foarte stresat, se strâng vasele de sânge. Și atunci săracele, nefiind hrănit, nu poate să fie, să fie bine hrănit și atunci este foarte domnule rău. Doctor, când să ne îngrijoreze căderea părului? Când să ne îngrijoreze la modul că ar trebui să mergem la medic și să ne expunem problema aceasta? Arată niște semnale? Aici cât ne pasă. Dacă totuși suntem foarte îngrijorați, mergem la dermatolog care are ultimele informații, ultimele medicamente, ultimele leacuri și eventual mai poate întârzia puțin ceea ce genetic e al nostru. Dar dacă omul e mulțumit și dacă omul e liniștit și nu pune prea multă importanță pe structura firului de păr, de exemplu, părul are 85% keratină, 10% apă, 3% lipide, 0,5% pigment. Deci are o structură foarte fixă. În momentul în care omul respectiv e supărat, e trist, atunci evident că nu merge bine nici metabolismul lui. Acum, firul de păr are și el 3 etape. Este o etapă anagenică, o etapă catagenică și telogenică. Prima etapă este etapa în care suntem obișnuiți și părul merge bine. Când e vorba să se schimbe, că părul mai cade din când în când, noi avem aproximativ pe zi, cad cam peste 100 de fire de păr pe zi. Dar la 100 de mii, ce contează 100 de fire de păr? Dar în cazurile mai grave se întâmplă, de exemplu, un caz în care este smog întreg. Și astea se numesc calviții și sunt o întreagă serie de boli, din microsporia, favusul, boli care atacă și sunt unii oameni săraci care brusc, cunosc un caz unui chiar profesor universitar, care brusc n-a mai avut niciun fel de păr pe tot corpul. Îi spune alopecie universalis. Nici prin sprincene, nici în alte păți, nici un fir. Adică wow. o reacție foarte... Și omul sărac arată așa, ca o... dacă e bărbat, ca o femeie total. Adică nu mai are păr, are și el frumusețe. Eu sincer nu înțeleg de ce bărbații care au păr frumos se trad în cap, se tund în cap. Asta e o podeabă foarte frumoasă. Dar e așa o modă, știți? Păi dacă mai rămâne bani doar pe margini, așa, poate e mai bine să-l dăm jos. Domnule doctor! Nu, dar cei care se radă, părul ăsta ne protejează și vara și iarna. Sistemul de a te rade în cap nu e foarte fiziologic. În general, înainte, oamenii drași în cap erau cei care fie erau foarte bolnavi, fie erau în închisori. Oamenii și păstau. Acum se poartă, mai ales cei care au foarte mulți bani, apare părul și asta nu e foarte sănătos. Părul e făcut ca să ne protejeze, nu? Gândiți-vă când ai soare mult și tot soarele îți bate în cap. Domnule doctor, poftiți. Două întrebări și că se apropie de final. Una în mod clar. Da. Există persoane care atunci când văd că le cade mai mult păr, după ce fac duș sau văd ei că le cade păr, spun, oi, avea vreo boală? O fi ceva, vreo boală, nu știu, cu ficatul, cu ceva. Există vreo legătură atât de strânsă, da sau nu? Și a doua întrebare... Da. Și a doua întrebare se referă la metodele pe care le folosim, care sunt atât de multe pe internet, în farmacii. La care ne îndrumați dumneavoastră sau cărora să le dăm o șansă și pe care să le evităm, pentru că în mod clar nu ne ajută. Sunt unele interne, adică pastile de ingerat, și altele externe pentru a fi aplicate pe scalp, pe păr. Deci,
Să știți că părul nostru are relațiile lui. De exemplu, cei care sunt intoxicați, când se ia un fir de păr, îi găsește înăuntru substanța cu care s-a intoxicată, pentru că sângele merge peste tot. Și firul de păr e și el o componentă a ființei noastre. E copilul mai mic, dar și el în familia noastră. Și în momentul în care o boală gravă, suferă și el. Sunt boli în care firele de păr sunt foarte afectate. Și de aceea trebuie să mergem, se întâmplă. Au apărut în spectru medical dermatologii care se ocupă de piele și de păr. Și dacă eventual, cum foarte inteligent ați spus, unui se pare că se întâmplă ceva, să nu meargă neapărat la prima babă din colț. Și să meargă la un medic. Domnule, spuneți-mi și mie, uitați, mi se pare că și spune, n-ai, domne, nimic. Sau asta e felul dumitale. Sau, uite, fii atent, bine că ai venit acum. Domnule, ești un om fericit. Uite, chiar acum noi am puncte, puncte. Deci, important să ai o legătură cu medicul, nu-i dușmanul nostru. Din contră, e prietenul nostru. Și când ai o problemă, indiferent de ce localitate, te supără. Și mai ales aici. Domnule doctor, uite, îmi cade păr, uite, am mătreață, uite, fac așa. Și atunci te dă ultimele cercetări, cele mai sănătoase, cele mai serioase, ca să fim sănătoși. De aceea, sistemul de a încerca să faci pe cobai tu, să iei tot ce zic toți, nu e bine. Și totuși, dacă mergem pe alimentație, ce este cel mai bun pentru întărirea firelor de păr, rădăcinii? Ce se întâmplă? Nu pot să zic că, uite, dacă mănânci usturoi, îți crește părul și dacă mănânci ceapă, îți cade părul. Și fiecare în parte... În contra, am auzit că ceapa pusă în cap face minuni. Auziți, e o întreagă orchestră. Fiecare are locul și rolul ei. Și o alimentație inteligentă, ceea ce zic eu de vreo 15-20 de ani în televiziune, nu? Un nou stil sănătos de viață. Momentul în care avem tot acei care v-am spus, cei șase factori, oameni, odihnă, alimentație, muncă, educație, natură, pace sufletească, ăștia toți contribuie exact ca o orchestră să fim foarte sănătoși. Contează hrană, dacă mâncăm o hrană foarte iritantă, se irită și firul de păr, nu-i face bine. Domnule doctor, pentru că a venit acum pe final o întrebare de la ascultător, nu o pot așa lăsa, vopseaua de păr afectează părul? Păi cum să nu afecteze, domnule? Orice dare cu perhidrol, orice dare cu vopsea, orice permanent la coafor nu stresează și nu obosește și nu modifică structura firului de păr. Stai nu știu câte zeci de minute sub un jet de nu știu câte grade în plus. Noi facem părul, stă la odihnă în vacanță sau acolo este chinuit? Și de-abia săracul mai stă ca să trăiască. Deci cel mai bine este să nu. Apoi dacă stai mult în soare, și asta nu este bine, că razele ultraviolete atacă și firul de păr. De aceea când e soare puternic, puneți ceva deasupra capului. Pentru că trebuie să protejăm firul de păr. El este o podoabă, el a dat de Dumnezeu. Nu-i frumos că un om vezi care o freză frumoasă, un păr frumos, ondulat, nu? Ei, haideți să avem grijă de el. Să căutăm să-l facem în așa fel încât el să fie din toate punctele de vedere sănătos și frumos. Ne dă o anumită frumusețe firul de păr. Apoi, la fel cum să facem freza. Tot aici, unii trebuie să facă cărare, alții au părul cu breton, nu? Și aici sunt niște probleme, da, estetice, a coafiurii. Ei zic, dom'le, părul dumitar ar fi mult mai bine dacă ai face așa sau așa sau așa. Aici e o artă și o știință, înțelegeți? Nu sunt doar niște oameni care îți taie părul cu foarficele. Domnule doctor, mulțumim foarte mult pentru sfaturi și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit tuturor celor care cochetăm cu ideea de a stopa căderea părului. Mai mult sau mai puțin reușim, dar suportul și ajutorul dumneavoastră este valoros pentru noi și vă mulțumim foarte mult. Mare plăcere!